Salutare, dragi copii și prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. În acest vlog îmi propun să vă arăt cât pot de mult din Hamburg, orașul în care mi-am dorit foarte, foarte mult să vin. Când am ajuns aici, vedeți, în vlogul trecut am fost direct pe munte, n-am apucat să văd nimic. Dar acum, 9 seara fiind și lumină fiind, ca este întunecă până la 11, am înțeles, plec în oraș. O să filmez clipul ăsta în mai multe zile, ca să pot să prind tot ce e mai bun din Hamburg și să vă arăt și vouă. Sunteți pregătiți? Să începem! Am pornit de aici din cartier. Zi-mi, te rog, cum se numește cartierul, să zic oamenilor cum îi zice. Hey, Mr. Florin! Nu știu. Mister, zic Rubicam. Cum se numește cartierul. Rubicam City North. Așa, și acum ne cumpărăm un tichet care costă... Ticket, no... pentru toată lumea. Ce se mișcă asta așa? Ne cumpărăm un tichet de 9 euro ca să ne plimbăm o lună întreagă? Da. Asta e cea mai avantajoasă opțiune. Ce e azi, mă? Iulie, nu? Iulie, da. Nu azi, luna iulie. Deci an. Cu ce plătesc? Cu car sau cu bani? Cu bani. Ai? Am bani, da. Îmi dă și rez, nu? Îmi dă și rez. Mi-a luat bani. Îmi bag invers. Am pierdut și metrou. Lasă, că n-am pus metrou. Nu vrea să ne ia banii mei când în România. Cu 20 de euro poți să plătești. Atunci plătesc cu card. Gata, măi. Salum ist Erfolg. Adică reușit. Ăsta e bilet. Și acum asta este harta metroului. Te rog, arată-mi unde suntem, logic, aici la Rubenkam și mergem unde? Și mergem către Barmberg, Barmberg, Berlinator, Central Station. Hai că nu pierdem prea mult timpul cu detaliile astea, dar totuși m-am gândit să vă arăt că e important să știi cum te miști pe aici. Oh, lumea are mască, unii au, unii nu. Noroc că mai este lumină, că se întunecă târziu și uite, am ajuns în centru, aici la gara centrală, practic. Și au apărut niște maimuțe, înțeleg. Mi-aș face poze cu ele. Deocamdată îmi place cum arată, este destul de liniște. Am văzut că azi e vineri, dar am înțeles că aici mai târziu se deschide treaba. Și magazinele s-au închis. Aici e strada principală cu magazine și mi se pare că arată practic ca în orice oraș din Germania. Nu e mare diferență, cam aceeași chestie. Poți să-mi zici mie două cuvinte despre primăria orașului? Te rog! Nu? Este o primărie mare. Da, așa? Cu acoperiș verde. Ai fost înăuntru? Am fost înăuntru, cum mi-a dat cetățenia. Pă bune aici? Da. Ai dat test de ăla, nu? De limbă și da, ce? Da, ai zis și imnul? Primarul să-ți dea o foaie, de-aia cu cetățean. Pă bune aici înăuntru? Da, și ai intrat pe aici în față? Da, pe aici în față, la etajul 1. Dar se vizitează, nu? O să vizitezi. Dar nu acum. Uite, știu, uite ce frumos e acolo la etaj, la barul ăla, la etaj. Și aici ce este? Ăsta e Elbe. Râul Elba? Elbe, zice. Ce drăguț e! Ce drăguț. Oh, ce frumoase spodurile. Uite, am ajuns și la un loc mai populat. Să aveți în vedere că este ora 10 seara, da? Aici e tineretul. Stă pe, poate mă prinde vreunul că filmez în timp ce filmează. A, și cap orașul. Momentul principal al zilei a venit. Pentru că e trecut de 10 seara, au închis toate terasele, așa că am venit în gară, unde este aici ca un fel de mall de mâncare. Și ne-am luat niște cârnați, normal, că așa trebuie să petreci prima zi în Germania. Și lumea se uită la meci și aștept să ne dea de mâncare. Mm.
Au venit ăștia curii vârsta, au nebunit cu curii ăsta pe cărnați. Nu știu care-i treaba. Și eu cred că mi-am luat altceva, doar cred, nu știu exact ce mi-am luat. Mulțumesc. Uite, ăsta e al meu. Al meu e altfel, e ca un fel de crem bușturiaș polonez. Polonez, gras. Bine, o să gust și de la voi un pic ca să văd care e treaba, dar curii cu cârnați albi. Dacă am mai avea șoferi, ar fi super. Stai să-l încep pe ăsta mai întâi al meu. Îmi place, e bun. E un soi de cârnat. Nu și mai gust. Nu. Și acum să încercăm curii vârsti. E curi-curi ăsta. Prost. La nu-mi place cârnatul, dar îmi place sosul. Am venit să testăm un pic aici treaba la Reeperbahn, care este zona nebună a orașului, mai ales în weekend, este plin plin de oameni, multe cluburi de ochiate și seamănă așa un pic, dă un pic spre Amsterdam. Dar e multă lume și mie cam puteam așa să filmez că e puțin betuță. Și apropo, numai copii, frate, numai copii. Ia cineva că filmez aici, frate. Smerica trebuie să mă urc. Mă, uite-o! Da. Ea e? Da, vezi. Nu știu cine este. Nu știu ce e, au fost la spectacol. Aici, în Germania, sunt pe fel. Știu că m-au fost acesta. Olivia, îți cred că cred că e coada aici, nu? Sau ce e? Da, să fac o poză cu ea. Zici că ne-am adunat cu ala ursă. Dimineața, dragii mei, astăzi continui cu vizitarea orașului, dacă n-ar fi vânt, ar fi super, unde să mă duc. Așa, continuăm cu vizitatul și am instalat o aplicație care se numește Easy Travel și acolo sunt foarte multe ghiduri în toată lumea, inclusiv în România am găsit. Și aici la Hamburg am găsit unul care o să ne plimbă pe aici prin oraș, în partea cu portul și am început. Și asta este partea nouă a orașului, este o întreagă istorie cum au golit de aici zona de mărfuri, pentru că aici este un foarte mare port, cred că este cel mai mare sau al treilea cel mai mare port din Europa. Și aici au golit totul și au transformat toată zona asta într-o parte nouă a orașului, cu chestii, foarte multe chestii culturale, muzee, 6.000 de locuințe, am înțeles. Au transformat toată bucata asta în oraș și noi mergem să ne plimbăm. Asta a fost punctul 1. Continuăm. A
Aici este punctul 2 al excursiei noastre de astăzi. Acolo este primul exemplu de clădiri noi construite aici în Hamburg, care au încălzire regenerativă, iar pe tavan acolo, dacă vedeți pe tavan, sus acolo, sunt niște fante pe unde trece aerul, pentru că în zona asta este foarte mare curent și le-au construit în așa fel încât să fie sustainable. Iar aici, în clădirea asta, este, sunt birourile de la Greenpeace, am înțeles. Uite ce interesant arată. Tot aici este zona de promenadă unde se adună lumea și este foarte, foarte frumos. The Maritime Museum, which is situated in the imposing Wharf Warehouse B, presents 3,000 years of seafaring history. M-am gândit că vă pun acolo pe domnul ăla de-mi vorbește mie, că mi-este foarte greu să reproduc ce zice. Dar o să vă mai pun așa din când în când, e ceva mai interesant. Arată foarte bine aici zona asta și e un vibe foarte mișto. Yes. The opposite side of the street, you will find the Automobile Museum prototype. A real treasure for automobile fans. It not only shows sports and racing vehicles from the last 100 years of automobile history, but it also gives visitors the opportunity to view the exhibit pieces barrier-free from all angles. Wow, ce interesant mi se pare. Uite, pe acolo trece trenul. Built from 1905 to 1907, it is here that the winches on each side of the warehouse were repaired. In the middle of the warehouse district, you can also find the permanent exhibition called Dialogue im Dunkeln, or Dialogue in the Dark. The exhibition takes place in complete darkness, and visitors are led by blind people and are taken on a journey made of scents, sounds, words, temperatures and touch. Mai pot de fericire, arată foarte interesant, foarte, foarte interesant toate aceste foste depozite de marfă transformate așa, sunt foarte bine îngrijite. Ceva wow, nu am mai văzut așa în niciun oraș. Mi se pare că arată diferit față de multe altele. Și uite, turul încă nu s-a terminat. Mamă, o să fie vlog de o oră ăsta, cred că nu știu cum fac să-mi iasă. Standing in front of the Fleet Castle, Hamburg. Now a cafe restaurant, this once used to be a customs post. You can experience a wonderful ambience here and enjoy a drink or a snack while overlooking the canal. Aici pe promenadă, pentru că am trecut între timp pe partea cealaltă a râului, pentru că acolo este Muzeul Maritim, ați văzut statuia unui faimos pirat. Se zice că a trăit pe la 1400, iar în 1401 a fost executat pentru că a furat foarte multe chestii. Și se spune că coroana de pe vasul Sfânta Ecaterina era din colecția lui personală, iar statuia aia acolo îl prezintă dezbrăcat și sărac, așa cum a murit. Mamă, ce bun! Fix aici unde ne plimbăm noi acum, în cartierul ăsta nebun. The skyscraper that we have just passed is the 55-meter-high Marco Polo Tower. One could have hardly found a better location for this exclusive residency. The terraces in front of it are a popular place to rest because of its architecture and its views of the Grasbrook Harbour. Due to the open access to the North Sea, Hamburg is a seaport, or more precisely, it's a tide harbour and greatly influenced by ebb and flow. In the harbour area, the difference between ebb and flow is around 3.5 meters. Uite, aici am ajuns în piața Uniunii Germane sau ceva de genul ăsta, Unirii sau ceva de genul ăsta și uite aici mă uit la filarmonică. Văd oameni pe sus pe acolo. Este ceva foarte modern aici, a construit în mijlocul orașului.
Astea sunt scoase pentru că am pus telefonul la încărcat. Arată extrem de interesant. Este foarte înaltă, ci că are două săli de concerte, apartamente și o terasă cu privire cu priveliște 360, dar cred că aia e unde se primă lumea acolo, la mijloc. Mama, arată foarte. Doamne, îmi place de mult. Ce am aflat din aplicație, că aici este un soi de port tradițional. Aici sunt vase vechi și de peste 150 de ani. A dat câteva nume acolo. Nu mă, acum am impresia că nu sunt pentru că sunt plecat în excursie, că e în mijlocul zilei. Și acolo este și o macara plutitoare, care este foarte interesantă. Și un ponton aici foarte mare, ca un fel de parc, unde poți să te plimbi. Să ne plimbăm pe ponton, zic. Dacă așa ne spune aplicația, așa facem. Acolo se vede și filarmonica. Aici sunt bărcuțele. Uite cum sunt construite casele astea acolo. Sunt 5 metri pe puțin balcon. Uite, ăsta nu era pe listă, dar zice podul tradițional sau ceva. Stați să vedeți cât de tare este podul ăsta. Imediat. În mijlocul orașului, nu știu care-i treaba cu el. Wow, cât de mare e! Wow! Vai, cât e de tare! Ce naiba e cu ăsta? Gata, Renuza Turma este acolo, miniatur, cu House Museum sau ceva, miniatur. Oricum n-am intrat în niciun muzeu, nu e ca și cum. Mă duc încolo, că poate că mi se pare funny rău tot. Am ajuns și pe pasarela aici, spre portul mare, nu știu, e mare stat aici. Bărcuțe, oameni, erau să îmbușească părcile, nu nimic, pe aici trece trenul. Am luat aici o mică pauză și acum mai plimb liniștită pe aici și mă duc spre tunelul Elba. Am renunțat la traseu, dar mai am câteva lucruri de văzut. Stați cu mine, da? Toate ca toate, dar linia asta de metrou, tren, ce n-ai mai e, mă fascinează maxim. Mă tot uit la ea din toate părțile. Uite, acolo e stație. Nu, no, deci n-ai cum. Arată genial totul. Totul îmi place. Îmi place mult, rău de tot. Uite aici apare pe hartă că ar fi tunelul, chestia asta veche. Fie acolo, deci ce toată lumea. A, uite-l! Ăsta e! Mamă, ce tare! Mai întâi coborăm 100.000 de scări, aici e și lift, dar ne-am dat eu seama care-i treaba. Asta e liftul. Asta este tunelul Elba de pe pământ. A fost o minune tehnologică pe vremea aia pentru că facilita accesul concertărilor spre port încolo. Spre... Că chiar se muncește. Are 426 de metri. Este și pentru mașini și cam atât am citit deocamdată pentru că sunt foarte entuziasmat. Vă chem să mă citesc acolo nimic. E foarte, foarte tare! Uite! Măcar nu m-am dus până în capăt pentru că e la fel până în capăt acolo. Se vede unde e finalul, urmă lumea aici, se plimbă cu bicicletele, cu trotinetele. Trebuie să mergi pe trotuar și foarte, foarte multă lume. L-am văzut, am bifat, next destination.
jumate, cât o casă. Hai, cum vine pare el. Dar nu pot să urlu, că se strigă la mine. Uite, căutăm ceva de mâncare pe aici, pe aproape. Am găsit Cartierul Portughez. Știu că am citit despre el și mi-am dat seama după aia. Sunt foarte multe terase portugheze. Nu știu care-i treaba, trebuie să investighez care-i treaba pe aici. Uite, m-am așezat aici, că e mai liniște. Și aștept să fac naiba mănânc, că nu înțeleg nimic de pe meniurile astea. E groasă situația. Pe net am citit că acest cartier portughez este, s-a format datorită comunității foarte mari de portugheze pe aici, nicio treabă, adică nimic foarte interesant, și că ar fi cel mai simpatic cartier din Hamburg și se mănâncă foarte bun tapas. Acum ce mi-am comandat eu e cu doamne așa, nu știu. Mi-este foarte greu să filmez aici, dar am fost șocată. Asta este un soi de sos cu usturoi ceva, iar supa de pește este absolut genială. Ca să înțelegeți, eu nu mănânc pește, dar este ceva... Mamă, bombă! Acum trebuie să merg și în Portugalia, e clar. Și acum vă jur că nu am știut ce să-mi iau la felul 2. Am înțeles brânză și am înțeles cartofi, deci asta mi-am luat. Un soi de tapas. Merge. Aoleu, doamne! Cartofii sunt mega, mega iuți. Mamă, frate. Dar supa a fost genial. Și restaurantul se numește... O Farol. Veniți aici, e bun. Am mâncat super, super bine acolo la restaurantul ăla, mi-a plăcut maxim. O să vă las în descriere exact cum se numește. Și trebuia neapărat să ajung și la cea mai mare catedrală, biserică, ce-o fi asta din oraș. Și în drum spre aici am venit printr-un parc, acolo la masă am stat cu niște oameni, că până la urmă au venit și s-au pus și ei acolo, că nu mai aveau loc la masă, că era prânzul și... Da. Foarte drăguți oamenii, e un oraș foarte viu și super, super frumos. Hai să vă arăt... catedrala, nu? Gata, mi-am luat bilet de adult, 8 euro și mă duc cu liftul. Să vedem cum face aici. Nu știu dacă știți, dar mi-am place să mă cucăț. Îmi place mult, mult de tot să mă cucăț. Mi-e mai sus, e mai frumos. Uite ce-mi place asta. Nicăieri, cerul nostru lucește mai frumos în gri decât în Hamburg. Că aici cerul mereu se schimbă vremea în foarte ciudată și de gros. Biserica, am citit și două, trei chestii și eram pregătit să vi le zic acolo sus, dar bătea vântul atât de tare încât sunt sigură că nu s-ar fi auzit nimic. Nu că aici nu bate, dar acolo era mult mai rău.
Este una, este o biserică foarte importantă de aici din Hamburg, fiind cea mai înaltă și era un punct de reper pentru pescarii care veneau pe râul Elba. Este una dintre cele 5 biserici protestante principale din oraș, se numește Hauptkirche, adică sunt 5 marșlate luterane protestante. Și foarte drăguț acolo sus. Merită să mergeți. Pozele nu ies bine că sunt gratis, dar în afară de asta e super drăguț. Acum vreau să mai văd una. Mai e una interesantă. Mergem și acolo imediat. Repede, repede. Cam așa arată Hamburgul la fiecare colț. Leșin. Îmi place mult. Wow. Mergem spre biserică. Ce credeți că vă arăt o clădire? Nu, voiam să vă arăt 2 metri mai încolo, alt canal, alte poduri, alta minune. Uite-o, frate, cât de tare e biserica. Stați, vă arăt și vă povestesc imediat. Asta se numește Biserica Sfântul Nicolae și de fapt sunt ruinele bisericii, pentru că are o istorie foarte lungă. În primul rând, Sfântul Nicolae era apărătorul marinarilor și asta era biserica închinată lui și a fost prima clădire importantă, mai mare, care a ars în incendiul mare din oraș în 1842. După care, 100 de ani mai târziu, în 1943, a fost bombardată în timpul celui de-al doilea război mondial de forțele aliate ale Angliei și Statelor Unite. Și practic acum a mai rămas doar o ruină, dar încă stă în picioare și arată absolut genial. Arată, frate! Este genial! Wow! Wow! Au pus și lift. Wow! Nu cred așa ceva! Ce scrie acolo și mai un domn aici și mai aurit. Ia uite. Am ajuns aici la Chile House, care este foarte, foarte frumoasă. Prima activitate a zilei de astăzi este să vizitez muzeul de ciocolată. Nu am fost pe nicăieri nici în muzeul de ciocolată, deși ar trebui să merg în Belgia, nu logic. Dar este unul și aici, se numește Chocoversum, adică universul ciocolatei, și merg să îl văd. A, uite, engleză e doar o dată. Gata, mi-am luat biletul meu de adult, costă 21 de euro, este la ora fixă. Și aici deja miroase foarte frumos la ciocolată. Sunt foarte încântată, pentru că nu am fost niciodată și abia aștept. Uite, îți creez singur ciocolata. Și aici, bineînțeles că la orice muzeu este și un shop de ciocolată. Mor aici. Uite, eu vreau pasta cu marțipan. Oh, ce nebunie! Ce nebunie! Uite cât de tare e asta, este ciocolată de baie. Mie nu prea pot să cumpăr nimic pentru că am bagajul de avion și cam complicat, dar sunt foarte curge greu. Încă în ciocolată și am ajuns la un teatru. Asta este situația.
să vezi ce vezi dacă n-ai somn la 3 dimineața. It smells like nothing. Ihr könnt gerne direkt reinbeißen oder mal so ein Stück abknabbern. Genau. Ganz mutig voran. The bean in the middle? Schmeckt nicht so gut? Oder du musst es auch nicht aufessen, wenn du nicht möchtest. Du kannst auch sonst gerne wieder ins Zug und dann irgendwie in den Mülleimer packen. Genau. Deci aici a fost spectacolul. Ne-a povestit că copacul de cacao este singurul care are florile și fructele pe tulpină și ne-a zis că copacii ăștia sunt în rainforest, în pădurile tropicale. Cum se amestecă, cum se usucă, se bagă în frunze de banane, boabele alea. Eu am și gustat, m-au filmat puțin copii, are un gust mega ciudat, este acru, iar boabele de cacao nu au niciun gust când sunt crude, ne-am dat să gustăm. Și acum mergem să facem ciocolată sau să ne uităm cum se face. A fost foarte, foarte bun. Oder unten euer Name drauf. Ich fahre schon Schokolade. Damit wir nachher wissen, welche Schokolade wem gehört. Am primit cutiuța asta, i-am ales fulgi de cacao, ceva hazelnut, niște amaretini și piperul. Am făcut cea mai tare combinație. Și acum așteptăm să se facă. Uite, aici sunt zonele unde crește cacao în pădurile tropicale și acum continuăm. Mă degustăm ciocolata, se ține așa pe pom. Trebuie să o miroși, să o guști și să auzi cum se sparge. Mă, dar se face cu această mașinărie unde se presează. Ideea este că în această mașinărie intră 60% cacao și 40% zahăr și, în general, ciocolata este făcută cu minim 40% zahăr, ce e peste ciocolată dulce. Am înțeles că 400 de kg are o roată, nu tot, și acum ne-am dat să gustăm ceva. Ciocolată cu 60% cacao și 40% zahăr. E cam... nu e tocată bine. Aici ciocolata se face mai fină, că acolo nu era destul de fină. Ne-a dat să gustăm și cu lapte un praf, care a fost bun. Și e plin de ciocolată aici. Doamne, iartă-mă! Am mai primit aici ciocolată cu lapte. Ideea e că în mașinăria aia este apa acolo, care are 45 de grade, sunt niște butaie de desut, ca ciocolata aia să se învârtă acolo pătinul pentru 72 de ore. Încă... atât trebuie să se facă. Iar ciocolata se mănâncă sub temperatura corpului uman, adică sub 36 de ore. Păi foarte bun. Gata, a durat o oră și jumătate și acum ne primim ciocolata în punguțele astea și gata! Uite, e gata, asta e ciocolata mea, o gustăm imediat afară, că aici e greu cu filmatul, imediat. Oh. E bună? Nu te am pus chili în ea. Și eu la fel. E spicy. E bine. E bună rău ciocolata. Eu mănânc acasă. Da, dar vezi că se topește. Foarte mișto vizita. Gata, s-a terminat. Plecăm. Am mai luat un trenuleț și am ajuns în destinația surpriza a Hamburgului și anume un cartier foarte, foarte select, sau așa se spune, se numește Blankenese. Și este cumva la capătul liniei de tren aici, a mers ceva vreo 40 de minute. Bine, de unde stăm noi acum, Ana? Și abia aștept să văd ce este pe aici, pe la Blankenese. Mi-am uitat ochelarii de soare acasă și sunt cam chioruță. Ce am aflat este că aici este un orășel de bogătani. Deocamdată arată bine, dar nu mi se pare așa ceva wow. Mai căutăm. Uite, am găsit aici... 4 milioane. 4 milioane o căsuță? Da. De euro? Da, de euro. Da, da, de euro. 3 milioane. Mamă, bine ați venit la Blankenese. Bine ați venit la Blankenese. Două camere, 460.000 de euro. Minim. Minim. Cele mai mici, în bloc. În bloc, două camere. Și aici observ că este patria hortensiilor, care sunt printre preferatele mele, sunt multe rău. Și sunt super, super drăguțe aici. Ia uite câte sunt. Wow! Ce bine arată, ce drăguțe altfel. Eram foarte, foarte curioasă să văd de ce vorbește lumea despre cartierul ăsta. Da, gata, nu am înțeles. Și am zis că trebuie să vorbesc încet, că
fac gălăgie. Da. Hai să ne băgăm pe cavalei din astea, nu e frumos. Hai, hai. Nu găsesc berea, în schimb, este cam... Găsim. Da. Este foarte frumos și este altfel decât orice am văzut până acum. Am mai văzut un orășel de ăsta undeva în Germania, dar era din la case tradiționale cu altul negru, știi, genul ăla. Capi. Ne-am urcat aici la turn. Op. Un pic înalt, dar nu prea. Acolo sunt vaporașele care pleacă spre oraș. Iar aici, partea asta de Lanchineze, se vede magic. Vai, Doamne, dar ce frumos este aici. Aici e plajă. Dacă mi se pare mie că în Germania oamenii este elegant și rezervat, așa e bine, aici este top of the list. Este panică mare. Parcă mă simt prea agitată pe aici printre oamenii ăștia. Hai, dă prost. Și mie... Ești prost? Nu sunt prost, dar așa se spune, ești prost. Cam multă spumă, mi se pare. Asta se numește berea nefiltrată, zice Weizenbier. Weizenbier. O pauză de relaxare. Și ce mă gândeam acum, ce destinație frumoasă și interesantă, deosebit, așa, altfel decât altele. Și lumea nu știe să vină aici, nu prea sunt turiști. Cum pare că nici n-ați auzit de asta, am eu senzația asta. Și zilele astea cât am stat aici, să mă sugeați că am urcat. Zilele astea cât am stat aici, m-am tot gândit că merită să vii aici. Sunt o grămadă de chestii de făcut. Tocmai ce am găsit un muzeu de la Airbus, compania de avioane. Poți să faci programare, dar eu nu mai apuc, că este prea târziu acum. Mâine plec, dar foarte tare. Multe, multe activități și foarte mișto. Arată deosebit. Am ajuns acum pe seara aici la Landungsbrücken. Ieri am văzut foarte mulți oameni aici și nu înțelegeam de ce se adună aici. Acolo e tunelul, am fost ieri acolo și încercăm să prindem borcuțică, să vedem dacă mai avem șanse, dacă nu, asta e. A pus-o aici, nu e colorat? Fiindcă-mi vede, uite, vezi, dar fiindcă-mi vede trebuie să adună și înapoi. Unde e stația? Găsim vaporul, e foarte complicat. Vaporul 62 îl căutăm, dar eu știu unde să mă uit după ele. Dar pe panourile alea sus, acolo, ce scrie? L-am găsit. Dar vaporul nu este aici. Ăsta o fi? Uite, ăsta e vaporașul nostru. Poate nu e ăsta? Mamă, cum le parchează! Doamne, mă sparg ăștia cu părțile lor, sunt ceva incredibil. Dă-te, naibii, n-ai cum. Max. Mergem cu linia 62 de vaporaș la Finkenwerder. Nu o să ne dăm jos pentru că este foarte târziu și ne e frică că nu ne mai... că rămânem pe acolo. Vreau să zic că ceea ce este foarte interesant este că ăsta e transportul în comun tot în biletul ăla de 9 euro. Dar știi ce mi se pare și mai interesant? Că nu ne întreabă nimeni aici. Nimeni nu te întreabă nicăieri. Care-i treaba? Am luat bine sau... Uaa, ce tare e! Aaaa, pute de aia fugeai să prinzi loc în față?
aici am ajuns la prima stație, la Altona. Oprește în stație, ia oamenii, nimeni nu controlează biletele, după cum v-am zis. Este mare haos pe vaporul ăsta. Uite cât de frumos este acolo. Wow. Super nice. Aici este la farul vechi de pe Elba și ajungem la Finkenwerder. Asta este ultima stație și noi o să rămânem aici pe vaporaj și ne întoarcem de unde am venit. Dar uite cum arată cerul! Wow! Este bombă! Gata, plimbarea cu vaporașul a fost absolut genială, a durat o oră fix în cap, la fix a ajuns aici. Și acum mergem să mâncăm ceva de seară și pentru că ne-a plăcut foarte mult la gară, mergem tot acolo. Până una alta, am aflat că biletul de transport în comun, de care v-am povestit și în episodul trecut, cred că v-am zis și astăzi, biletul ăla de 9 euro pe lună, am aflat că este o reducere de la stat, pentru că s-a scumpit foarte tare benzina și în astea 3 luni, iunie, iulie și august, a fost 9 euro. Eu chiar m-am mirat, zic, așa ieftin poți să te plimbi cu toate astea, zic, care-i treaba? Și că e compensat, nu știu cum, ca lumea să se plimbe. Dar în rest, în zona 1 și 2 am înțeles aici în oraș, un abonament pe lună e 80 de euro. Adică au compensat bine oamenii. Și de-aia lumea se plimbă. Iar cu vaporașul ăsta, 90% au venit la plimbare, nu au venit să se ducă undeva. Că astea sunt pentru partea cealaltă a orașului, care este peste râu. Și unde ajungi foarte greu, pentru că podurile sunt rare. Gata, asta am să zic. Hai să mâncăm. Băi, ne-am hotărât să mâncăm KFC aici la Germanica, să vedem cum este. După cum știți sau nu știți, mai ne duc usturoi în alte țări decât în România, nu am auzit să fie, deci nu ce aici este. Salata asta de care îmi place mie mult în România este horror. Cartofii sunt, nu știu că sunt de 3 zile. Așa sunt. Iar aripioarele sunt cât un pristic. Hai, poftă bună! Dragii mei copilași și prieteni, aseară mâncarea a fost groaznică, respectiv am mâncat-o și după aia n-am mai filmat nimic pentru că am fost acasă la somn. Ieri a fost și ultima mea zi în Hamburg și acum am ajuns la aeroport unde îmi caut următorul zbor. Una peste alta, Hamburg mi s-a părut un oraș spectaculos. Cu transportul te descurci foarte bine, mai puțin cu cazarea. La cazare e cam problemă, trebuie să cauți oferte pentru foarte scump. În rest, e mare scumpete. Mi-a plăcut enorm de mult, sper că v-a plăcut și vouă clipul ăsta, că m-am chinuit să fac cât de bine a fost, cât de bine am putut. Și chestia este că nu am văzut nici măcar 10% din oraș, ar trebui să mă întorc aici. Dar este un oraș deosebit și prietenos, s-a părut chiar prietenos, n-am probleme de niciun fel. Acum eu îmi caut următorul zbor și mai pregătesc un vlog dintr-o destinație nouă. Hai, să fiți pe față, mulțumesc că v-ați uitat! Nu uitați să vă abonați, dați-mi și un like dacă ați ajuns până la final și vedem în curând. Pa, pa!